Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că tot ne pregătim de vacanțe, de zboruri, de așa mai departe, transportul aerian de pasageri a devenit ceva foarte diferit de ce ne imaginam noi. Adică, eu cred că e mai scump sau ce? În sensul că este ca transportul de vite în ultima vreme. Noi credeam că o să călătorim cu avionul. Da. De fapt, suntem mutați de colo-colo, ca niște bucăți mari de carne. Așa e. Unii bucăți mai mari decât alții, așa. Așa. Deci, vedem, și mai apar din când în când fotografii din interiorul cabinelor de la zborurile de prin anii 60, 70, 80. Cred că numai ciorbă n-au servit, în rest era super ce se întâmplă acolo. Câte trei feluri de mâncare, veneau cu jambonul și tăiau din jambon în fața ta, băutură la discreție, tacâmuri adevărate, bă, băiatule, farfurii din porțelan. Cuțit la bord. Exact, șampanie în pahare de sticlă. Date și de valiza. Ce vrem? Nu financiarmente. Da, poate, probabil. Era acum un dacă lux, zborul. Primești un păhărel de carton cu apă călâie la bord, mamă, zici, frate, mi-au dat apă! Apă! Ce tare! Și stai claie peste grămadă, plus că în curând nu o să mai ai voie, cred, decât cu portofelul în avion, că se reduc permanent dimensiunea și greutatea bagajelor pe care ai voie să le iei în cabine. Din ce în ce mai mici, din ce în ce mai puține, din ce în ce mai... Nu mai sunt companii în care nici nu mai dau voie să pui bagajul sus, trebuie să-l ții la picioare, că n-ai, da, oricum n-ai unde să stai. Acum trebuie să stai și cu picioarele pe gentuță. Păi, este ceva înspăimântător. Și cel mai nasol lucru este că situația se degradează constant, periodic apar idei crețe, prin care se testează opinia publică, de ghilimele, modernizare a transportului de pasageri, cum ar fi, de exemplu, zborul în picioare, cu posibilitatea să te rezem de un soi de șa de bicicletă prinsă în podea. A făcut, s-a existat propunerea asta, s-a testat, a ieșit scandal. Sau șirurile de scaune supraetajate, în care stai la propriu cu nasul în fundul unui necunoscut care e plasat pe un soi de scaun deasupra ta. Ultima găselniță, o linie aeriană oferă, bă, băiete, haine de închiriat, ca să ajute echipurile pasagerii să ia bagaj mai puțin cu ei. Adică dacă vrei să iei mai puțin bagaj, trebuie să iei mai puține haine. Japan Airlines oferă acest serviciu deocamdată Sankey ca proiect pilot pasagerilor care sunt dispuși să plătească aproximativ 50 de dolari ca să primească la hotelul unde se cazează un pachet cu hăinuțe de închiriat. Pleci fără haine, că îți dă haine de închiriat, poți plăti pentru maximum 9 piese de îmbrăcăminte, bluze, pantaloni, fuste, mă rog, ceva de pus pe deasupra, ai dreptul să le folosești 2 săptămâni, după care trebuie să le dai înapoi, le returnezi. Scămoșate. Bă, nu sunt sănătoși, da. Și apoi îți comunică cât carbon, cât dioxid de carbon ai economisit renunțând la greutatea hainelor respective. Ce vrăjeală e asta. Asta e, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.